Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta, în studioul Digi24. Astăzi două doamne, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Bun găsit, domnilor, și vă mulțumim mult că v-ați făcut timp să veniți. Dăruiește viață, se numește asociația pe care o conduc de ani buni de zile, și aceste două doamne, mulți dintre români știu deja, ajută și ei, construiesc un spital. Mai multe, chiar. Mulțumim de invitație. Discutăm despre asta și nu numai despre asta în emisiunea de astăzi, alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin! Bună ziua! Haideți să începem în felul următor. Suntem în luna decembrie. Spuneți-mi un lucru, în ce stadiu e construcția și ce urmează? La acest moment, clădirea este ridicată în totalitate, are 9 niveluri, 12.000 de metri pătrați, se lucrează deja la interioare și sperăm ca în a doua parte a anului 2021 ea să fie pusă în funcțiune, practic primul pacient să poată intra și să fie tratat acolo. Finisajele, dotările nu sunt deloc simplu de făcut. Nu vorbim despre a vărui un apartament. Aici e un spital așa cum ar trebui să fie, la standarde internaționale. Cum va arăta în final acest proiect? În primul rând e gândit ca un spital al viitorului. Arhitecta noastră a lucrat foarte mult și la design, pentru că dincolo de tratamente, dincolo de tot ce se întâmplă într-un spital, mediul contează foarte mult. Felul în care copilul primește perioada asta, vede perioada asta în care stă în spital, felul în care se simt părinții acolo contează enorm de mult în șansele de vindecare a unui copil bolnav de cancer. Și nu numai. Acum deja nu mai vorbim doar de copii bolnavi de cancer, pentru că spitalul nostru se adresează cu prioritate copilului bolnav de cancer, dar avem deja neurochirurgie, avem chirurgie, avem bloc operator, terapie intensivă. Totul este gândit astfel încât copilul să nu se mai simtă într-un mediu de spital, să-și poată trăi copilăria în continuare. Finisajele nu sunt deloc simple într-un spital, presupune multă grijă la detaliu, iar noi ne dorim foarte mult să stabilim un standard în felul în care se construiesc spitalele, pentru că vedem adesea investiții care se fac și într-un an de zile pare că au deja 100 de ani. Vrem să nu se întâmple lucrul ăsta în spitalul nostru, de aceea am lucrat foarte mult la partea asta. Până am reușit să selectăm compania care va executa finisajele, am făcut niște camere speciale de mock-up-uri, le zicem noi în termeni ăștia de construcții, dar niște camere de probă în care să vedem cum lucrează compania, cum va arăta camera, dacă e ceva ce nu e bine gândit, testăm totul înainte și poate de aceea a și durat un pic mai mult până am reușit să selectăm compania cu care vom face aceste lucruri. Știu că într-una dintre primele dăți când ați fost aici în emisiune, am vorbit despre un spital. Se numește St. Jude Hospital for Children. Anul următor, cred că ați și fost în Memphis să vedeți cum arată acest spital. Este un spital de oncologie, nu? Pentru copii, da. Făcut tot din donații. Exact. Întrebarea este ce ați adus de acolo? Ce ați văzut în spitalul ăsta, care este un spital absolut spectaculos, și veți implementa, nu? La Marie Curie. Da, este un spital absolut spectaculos, mai ales prin standardul la care sunt tratați acolo copiii bolnavi de cancer. Practic, șansele lor în spitalul St. Jude sunt la 90%. Ce am adus de acolo este acest concept în care vrem să transformăm spitalul Marie Curie într-un campus medical în care copiii să aibă cele mai multe șanse, pentru că vrem să dezvoltăm cercetarea, un lucru care a dispărut în România. Vrem să avem cele mai bune echipamente și aici mă gândesc acum la ce lucrăm în prezent pentru compartimentul de radioterapie, care va fi primul din România dedicat copilului și în care lucrăm cu președintele fizicienilor, Asociației Fizicienilor din Statele Unite, pentru a alege cele mai bune echipamente și împreună cu o specialistă din Irlanda, o român
muncă plecată de 25 de ani în România, care a fost Franța, Canada, Statele Unite, iar acum s-a întors în Irlanda, pentru a defini protocoale, pentru a găsi cei mai buni medici. Vom avea campanii inclusiv pe site-urile societăților medicale din străinătate pentru a încerca să-i aducem pe medicii români plecați afară să se întoarcă. Vom avea... Foarte interesant. Haideți să le luăm pe rând, că merită dezvoltate. O primă întrebare. Cât a costat până acum? Construcția este estimată la 18 milioane de euro. Am contractat aproape toate lucrările care urmează a fi făcute în spital. Suntem chiar pe ultima fază de licitație pentru bloc operator și pentru mobilier urmează. Dar suntem undeva în jur de 18 milioane de euro costuri estimate totale. Banii, și va urma... Banii pe care aveți, bani pe care românii i-au donat sau îi donează recurent, e foarte importantă precizarea asta. Adică poți să setezi SMS-ul dacă alegi modalitatea asta, astfel încât în fiecare lună o sumă mică să meargă către construcția acestui spital. Dar banii pe care aveți până acum vă ajung? Până acum ne ajung banii pentru construcție și probabil ne ajung banii și pentru cea mai mare parte a echipamentelor. Pentru că, iarăși, împreună cu un specialist din Spania am făcut un audit al echipamentelor existente în vechiul spital și, de asemenea, am făcut o evaluare a echipamentelor ce necesită a fi achiziționate în noua clădire. Sperăm să ne ajungă și pentru aceste echipamente, de asemenea și pentru trainingul specialiștilor de pe radioterapie în Dar... de susținere și de fonduri e în continuare nevoie. Este nevoie pentru că acest proiect este unul dinamic. Când vorbeam de acest campus medical, mă gândeam deja la a doua clădire pe care intenționăm să o construim. Lucrăm acum la un master plan cu specialiști din Franța pentru a defini nevoile spitalului într-un sens mai larg, nu doar pe partea aceasta de oncologie, și a încerca să mutăm toate specialitățile în clădire noi, iar clădirea veche se poate fi... Haideți să o luăm pe rând. Un cetățean simplu care se uită acum la noi, cum poate să ajute? Păi, cea mai simplă modalitate este un SMS la 8864 cu mesajul spital și dă 4 euro în fiecare lună. Poate să oprească donația oricând dorește sau nu mai poate să o facă printr-un mesaj spital stop. Bun, poate... iar firmele, companiile? Companiile pot să redirecționeze 20% din impozitul pe profit sau pe venit. Este atât de simplu. Suntem, dacă și ANAF ar funcționa cum funcționează site-ul nostru, ar fi grozav. Avem platforma drăuișteviață.ro. Pentru companii este extrem de simplu. Intră, își bagă codul fiscal și în doar 2 minute poate să primească contractul pe mail semnat, dacă știe deja și suma cu care vrea să susțină acest proiect. Deci, practic, din impozitul pe profit, pe care compania ar trebui să-l plătească statului, alege ca o parte din această sumă să meargă spre acest proiect. Da, o companie poate să dea 20% din impozitul pe profit sau pe venit, depinde de forma de impozit pe care o plătește, dar nu mai mult de 7,5% din cifra de afaceri. Am făcut o analiză și am aflat că anul ăsta din... multele companii care există în România, foarte puține pot să facă sponsorizări din 20% din impozitul pe profit, pentru că e un an greu, dar cele care au profit, noi sperăm să nu uite că e extrem de important să ne implicăm și credem că proiectul ăsta a devenit un proiect de țară și trebuie cumva să mulțumim și vouă că ne-ați susținut și tuturor celor care au făcut posibil ca acest proiect să ajungă la atât de mulți oameni și ca noi românii să reușim să construim un spital în sfârșit în România, că tot auzim că nu se poate, că nu știu cine ne oprește. E pentru noi extraordinar când ne gândim mereu la asta, că peste 350.000 de oameni au pus și practic ne-au dat pe lângă banii lor și încrederea. Asta e pe noi, ne și motivează și ne și responsabilizează. Să simți că ai încrederea a 350.000 de oameni nu e puțin lucru. Ați strâns o grămadă de bani. Da. Vi s-a întâmplat în anii ăștia să vină un politician sau un ministru să vă spună ar trebui să dați banii ăștia la stat să ne ocupăm noi de construcție. Sigur mi s-a întâmplat lucrul ăsta? Da, mi s-a întâmplat acest lucru cu
doamna ministra sănătății, Sorina Pintea, când a venit și ne-a spus că suntem ilegale în ceea ce facem, că noi strângem bani pentru Spitalul Marie Curie și deci ar trebui să dăm acești bani Spitalului Marie Curie. Sau chiar Ministerul Sănătății, că e cel care are nouă subordine. Și am explicat răspuns. Că problema statului nu e că nu are bani, că are impozitele noastre mai mult decât putem noi accede la banii contribuabililor și că ceea ce facem e perfect legal, facem lucrul ăsta de mulți ani de zile, proiectele noastre sunt la un standard de calitate și prin acest spital vrem să setăm și un standard de cost, care sigur că va fi extrem de deranjant pentru cei care vor trebui probabil la un moment dat să ajungă să construiască acele spitale regionale. Și chiar merită să mai discutăm, pentru că mă gândesc că nu toată lumea a văzut cu ochi buni ridicându-se un spital nou, cred că este unul dintre puținele sau singurul spital, sau mai ridicat corpuri de spital, dar faptul că se construiește ceva, nu se vede cu ochiul liber cum se ridică etaj după etaj. Probabil a creat destulă nemulțumire în sistemul de sănătate. Ați primit în anii ăștia, nu știu, șicane sau chiar amenințări din partea politicienilor, din partea Ministerului Sănătății și așa mai departe? Am simțit aproape în permanență, în timpul guvernului PSD, putem să vorbim liber că a trecut campania electorală, am simțit în permanență o presiune și un stres și o amenințare asupra acestui proiect. Cred că la început ne-au ignorat pentru că au considerat că nu o să putem face, după care a început să crească clădirea și oamenii să vadă și că e serioasă treaba. Să vadă că e serioasă treaba și să fie o palmă pe obrazul politicienilor care, iată, tot trec, am ajuns 30 de ani deja, am trecut de 30 de ani și tot nu ne apucăm să construim spitale și au simțit proiectul ca pe o amenințare. Din păcate, politicienii din România, și aici cred că i-aș putea include pe toți, nu știu să reacționeze la astfel de proiecte. Nu știu să vină să facem parteneriat. Eu cred că, de fapt, asta ar trebui să facă zona politică, parteneriat cu societatea civilă. Mă uit în Olanda și în țările din vest, acolo există o colaborare între zona administrativă și societatea civilă și lucrurile merg mult mai bine. Să nu vă uitați ideea asta cu situația comparativă, dar cum s-au manifestat șicanele astea sau amenințările? În primul rând erau o presiune permanentă pe Spitalul Marie Curie și pe managementul acestui spital, cu controle, pentru că pe noi nu ne putea controla Ministerul Sănătății. Noi nu are nicio autoritate. Ne fiind parte din sistemul de sănătate. Evident, nu are autoritatea asupra unui ONG, dar are autoritatea asupra spitalului. Și, deci, cred că au cerut documentația pe baza căreia noi construim de multe ori, într-o lună de zile, de câteva ori. Din nou veneau controle sau din nou telefoane, știți, genul ăla de presiune despre care nu poți să spui neapărat că e ceva ilegal, pentru că e dreptul autorității să te controleze, dar pe care o simți foarte... Da, dar știi orice antreprenor exact, că în momentul în care îți vin controle după controle, ceva e. Nu vin în niciun caz să te sprijine și asta am remarcat de asemenea când am cerut aprobarea pentru structura de personal a noului compartiment de radioterapie. Au venit de la Ministerul Sănătății în control și știu că măsura salonul cu pasul, doamna care a venit și ne spunea că nu e conform. Deși acolo a lucrat o arhitectă, care cel mai greu lucru pe care îl pot face arhitecții, inclusiv arhitectul din Franța cu care am lucrat, ne-a spus, cel mai greu lucru pentru el a fost să armonizeze standardele europene cu standardele românești învechite de 30-40 de ani. Asta e un lucru foarte greu. Bun. Asta e un lucru pe care noi și cu greu... Și doamna vă spunea că nu e conform. Că nu e conform. Iar apoi când am cerut o structură de personal bazată pe studii internaționale, raportând la ce se întâmplă în străinătate, ne-au întrebat de ce avem noi nevoie de nutriționist, de ce avem nevoie de kinetoterapeut, de ce avem nevoie de atâta personal în jurul copilului, cum ar veni, pentru că așa se lucrează în străinătate și acolo vrem să ajungem. Da. Ăștia nu mai sunt funcționari din guvernul PSD, nu? Ăștia sunt funcționari din totdeauna. Sunt funcționari din toate guvernele. Aici, pentru că dacă tot vorbim de schimbarea guvernelor, să știți că nu e suficient să schimbi ministru și 10 oameni la conducerea ministerului. Dacă cei din eșaloanele 2, 3, 4 sunt acolo de 30 de ani cu aceeași mentalitate, cu același fel de a-și face treaba, lucrurile nu se pot schimba. Degeaba vii cu un suflu nou
să zicem, din partea politicului. Dacă acel politic nu are suficient curaj și determinare să schimbe în profunzime ministerele, ne mai întâlnim și peste 10 ani și ne vom găsi în această situație. Da, haideți să vă întreb altceva. Din momentul în care v-ați apucat să faceți acest proiect și ați luat contact cu statul român, oamenii care reprezintă statul român, și până acum, când sunteți pe ultima 100 de metri și iarăși luați contact cu oamenii statului român, s-a schimbat ceva fundamental? Și o să vă rog să răspundeți după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors, emisiunea În fața ta continuă. Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu sunt invitatele noastre de astăzi, cele două doamne care, împreună cu colegi și Asociația Dăruiește Viață, construiesc un spital cu ajutorul donațiilor unor oameni simpli, oameni obișnuiți, sau firme, companii care au ales să-și direcționeze 20% din impozitul pe profit sau venit către această asociație. Ne povesteați înainte de pauză cum arată interacțiunea dintre niște oameni care vor să construiască, eventual chiar la standarde internaționale europene, un spital, și reprezentanții statului român. De când v-ați apucat să construiți acest spital și ați avut primele interacțiuni cu reprezentanții statului și până acum sunteți pe ultima 100 de metri, iar aveți interacțiuni pentru aprobări finale și așa mai departe. S-a schimbat ceva în mentalitatea și în felul de abordare al acestor oameni? Nu cred că ne putem aștepta. Noi am început să construim efectiv din 2018, suntem în 2020. Nu cred că ne putem aștepta la o schimbare în mentalitate. Însă putem să... Noi știm că suntem perseverente, știm că la fiecare nu primit, într-un final va fi un da, dar după o luptă. Da, asta e ce simțim permanent. Nu a venit, sau nu mi-aduc aminte să fi venit până acum la noi cineva și să zică, cum aș putea să vă ajut? Cum aș putea să vă sprijin în acest demers pe care îl faceți? Sau ce aș putea eu învăța de la voi? Cu cine lucrați voi de faceți lucrurile în felul în care le faceți? Am un exemplu concret legat de un aviz pe care îl așteptăm de la DSP, care înțelegem că DSP în momentul ăsta este foarte ocupat și cu multe pe cap, dar asta e, așa funcționează lucrurile, trebuie să obții un aviz de la DSP. Noi, pentru clădirea pe care am făcut-o, avem deja avizul DSP, arhitecta a discutat de nenumărate ori cu specialiștii de acolo. Acum încercăm să facem pentru întreg Spitalul Marie Curie și clădirea nouă și clădirea veche o nouă centrală termică, pentru că e o centrală foarte veche care nu mai merge cum trebuie. Bine că are totuși centrală. Exact, sunt spitale o centrală. În București care n-au și au stat e pacienții. E o centrală care trebuie să asigure spitalul în cazul în care nu funcționează utilitățile din partea primăriei. Așteptăm acest aviz, cred că avem deja 60 de zile, să nu greșesc să zic 50, și am aflat, după o discuție pe care a avut arhitectul cu cineva de acolo, că nu ne dă avizul, pentru că în clădirea pentru care deja avem aviz, nu există, după mintea DSP-ului, în interiorul saloanelor, o chiuvetă. Pentru că această chiuvetă e din anii 70, când nu aveai toaletă și baie în salon. Și atunci îți spunea o chiuvetă, dar nu găsești în toate saloanele. Stați puțin ca să înțelegi. Ca să înțelegi. Deci în clădirea nouă, în fiecare salon, aveți toaletă. Exact. Doar că domnii de la DSP... Și am primit aviz pentru asta, ca să înțelegi. Aviz. Avem aviz pentru felul în care am construit spitalul. Bun. Și acum când ați cerut un aviz și pentru centrala termică, s-au întors la avizul, nu știm inițial, de ce. Inițial și vă cer să aveți și o chiuvetă în salon. Și ne spun păi că n-aveți baie. Ne spun că nu o să ne... Da, doar că legea e așa, trebuie să ai în salon o chiuvetă, așa scrie norma din anii 70. Numai că încercam să explicăm DSP-ului. Salon înseamnă acea încăpere în care, da, eu am chiuvetă în salon, dar este în baie. Eu am făcut-o separată cu... Dar bine că nu vă cer să fie și WC-ul propriu zis în salon. Am hotărât să trimitem avocații și să le cerem și niște despăgubiri, mă gândesc, pentru că ne întârzie cu un aviz, pur și simplu. Este genul ăsta de interacțiune l-avem cu autoritățile. Da, e clar că ați văzut multe în anii ăștia, de când sunteți nevoite să interacționați cu ministerul, cu autoritățile. Spuneți-mi 3-4 aberații ale birocrației românești din sănătate
pe care Ministrul Sănătății, care se uită acum la această emisiune, ar trebui să le schimbe în prima lună de mandat. Nu știu dacă poate schimba această aberație în prima lună de mandat, dar este cert că tot ceea ce se întâmplă în sănătate se întâmplă după niște norme extrem de vechi și mă refer la mai multe norme. Mă refer la normele de protecție la incendiu, unde tu în România trebuie să evacuezi pacientul pe targă, pe scara de incendiu. În toate țările europene și specialiștii din afară, când au văzut proiectul, au zis e greșit, în toate țările din afară evacuarea se face pe orizontală. Există compartimente rezistente la foc în care evacuezi pacientul și apoi îl duci cu liftul. La noi nu există așa ceva, trebuie să facem o scară imensă de incendiu. De asemenea, a trebuit să facem un bunker de protecție la... protecție atomică. Atomică. Nu se mai construiesc. Iar practic am îngropat niște bani, e ca și cum am luat un cufăr de bani și l-am îngropat într-o... o incintă, da, din dar cea mai mare deci legea vă cerea un bunker de protecție da, atomică. Da, pe care l-am făcut, da. Că n-am fi putut continua. Orice clădire publică trebuie să aibă un astfel de bunker antiatomic. Nicăieri în lume și nu mai există. Și bunkerul ăsta va fi chiar un bunker sau este va... Este un bunker, dar asta degeaba, pentru că... Puteți să faceți ceva în el? Dacă nu, teoretic nu. Teoretic nu ai voie să pui, că ne-am gândit și noi. Facem acolo niște întruniri, aducem niște oameni, niște specialiști, facem... Nu. Apoi o altă extrem de mare aberație este modul cum este finanțat tratamentul în spitale de la Casa de Asigurări. Și practic toate cifrele în momentul acesta în țară sunt măsluite, pentru că fiecare spital, ca să supraviețuiască, își face niște optimizări de DRG, se cheamă. Există acum și firme specializate care fac aceste optimizări, astfel încât un pacient, când vine cu un diagnostic, dacă diagnosticul acela primește de la casă spitalul mai puțin bani, îi se mai adaugă pacientului un diagnostic, astfel încât să primească mai mulți bani și spitalul să supraviețuiască. Un exemplu pe care pot să-l dau, de exemplu, sunt operațiile laparoscopice, care sunt slab finanțate și România este țara cu un procent al operațiilor laparoscopice foarte mic în comparație cu toată Europa, care și-a crescut foarte mult aceste operații, tocmai pentru că sunt în beneficiu pacientului. Pacientul se recuperează rapid, poate pleca rapid din mai spital. Mai puțin invazive, între o tăietură și un aparat care riscul de infecție intră... mult mai mic. Casa, de asemenea, nu mai trebuie să cheltuie cu spitalizarea pacientului și așa mai departe. Toate astea sunt niște aberații care ne duc pe noi cu gândul că trebuie să facem din acest spital un model de bune practici, ceea ce ne duce cu gândul la a cere guvernului actual un parteneriat noului guvern, un parteneriat public-ONG, astfel încât să putem face lucrurile la o calitate care să conteze în primul rând pentru pacient, dar care să asigure o eficiență a costurilor... Da, stați o secundă. În momentul în care vorbiți de calitate, și e foarte bine că facem asta, calitatea asta se poate obține în momentul ăsta cu mai puțini bani decât lipsa calității din spitalele publice? Noi lucrăm acum la un fel de audit, să înțelegem cum se finanțează spitalele și unde sunt găurile, pentru că cu siguranță există niște găuri și e o problemă de finanțare. Calitate cu siguranță se poate obține, poate că nu la costurile sau nu în felul în care funcționează acum un spital, pentru că una dintre aberațiile pe care Ministerul Sănătății ar trebui să o schimbe imediat și cred că asta îi stă în putere, este... că atunci când trebuie să angajezi chiar și o infirmieră într-un spital public, ai nevoie de ordin de ministru. Deci ca să angajați o infirmieră trebuie să vă duceți la minister să aveți un ordin de la Ministrul Sănătății? Exact, adică Ministrul Sănătății, care acum are de gestionat o pandemie, trebuie să aprobe un post de infirmieră într-un spital public din România. Să-i zicem Marie Curie. Asta e una dintre mari... Da, știu, pare incredibil, dar acesta este adevărul. Cred că trebuie spus faptul că după ce terminați acest spital, nu o să-l folosiți în beneficiul ONG-ului, nu va fi o entitate privată, ci va fi un spital al statului, da? Exact. Vorbeați mai devreme de faptul că vreți să trimiteți medici de radiologie la pregătire în străinătate. Da? Da. Pentru asta nu vă trebuie cumva ajutorul ministerului, al statului?
Pentru că, în definitiv, statul angajează medicii respectivi și vor fi plătiți din fonduri publice. Nu puteți să plătiți... Ne-ar fi trebuit foarte mult ajutorul Ministerului Fondurilor Europene, care să ne dea acces la fonduri europene pentru training al personalului medical și pentru infrastructură în sănătate. ONG-urile nu au dreptul pentru că nu sunt eligibile în a obține aceste fonduri, pentru că nu au capacitate, ni s-a explicat. Deci Dăruiește Viață face un spital, face un proiect de țară, face ceva ce nu s-a mai făcut până acum și Dăruiește Viață primește acest răspuns. Nu aveți capacitatea de a face spitale și nici de a face training și personalului medical. Și nu există argumente care să susțină solicitarea. Asta Bun, e și atunci cum faceți? Să angajați cei mai buni specialiști pentru noul spital și să îi trimiteți la training în străinătate? Înțeleg că acest training durează minimum un an, nu? 6 luni, 9 luni, în funcție de cât de pregătiți reușim să-i găsim pe medicii de radioterapie, fizicienii, tehnicienii și asistentele medicale. Haideți să vedem personalul. Cât personal va lucra în spitalul ăsta? Cine îi angajează? De unde îi luați? Spitalul acesta are și secții care vor fi mutate din vechiul spital. Secția care e nouă înființată e cea de radioterapie. Angajatorul este Spitalul Marie Curie. Noi suntem cei care încercăm să-i aducem pe acești medici prin ceea ce facem. Echipamente de top, va fi secția de radioterapie cu echipamente de top din sud-estul Europei. Prin procedurile și protocoalele pe care le vom implementa, sperăm ca medicii să vrea să vină să lucreze aici, dar vor fi plătiți de către Spitalul Marie Curie. Trainingul însă îl va asigura Asociația Dăruiește Viață în străinătate și avem deja urmează să încheiem parteneriate cu două clinici din Roma și din Dublin. Cred că v-am mai întrebat la un moment dat lucrul ăsta, dar acum, pentru că vă apropiați de finalizarea acestui proiect, deși partea importantă avea urmează, sau o parte importantă urmează. Dacă acest spital ar fi fost făcut după aceleași standarde, la aceleași standarde și cerințe, de către statul român, v-ați gândit vreodată cât ar fi costat? Ați făcut o astfel de socoteală? Și o să vă rog să dați răspunsul când ne întoarcem. Luăm o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors, emisiunea În fața ta continuă. Carmen Uscatu și Ioana Gheorghiu sunt invitatele zilei de astăzi. Dăruiește Viață este asociația pe care ele o conduc. Sunt doamnele care fac un spital. Și vă întrebam așa înainte de pauza de publicitate. Dacă acest spital ar fi fost făcut de către statul român, v-ați gândit vreodată cât ar fi costat? Ați încercat să faceți un astfel de calcul? Am face supoziții, dar putem să ne uităm la niște lucruri deja făcute. Noi, pandemie, în primele luni am construit un spital modular, dar un spital modular, nu niște containere, de terapie intensivă, în care în momentul ăsta sunt tratați pacienții din București care au nevoie de terapie intensivă. Construcția acelui spital a fost undeva la 2.200.000 de euro, dacă mi-aduc, da, 2.200.000 de euro. Un spital construit de Primăria Capitalei și care nu are nimic de a face cu un spital, sunt niște containere, după informațiile pe care am reușit să le obțin, a costat 12 milioane de lei. Un spital similar cu cel construit de noi, dar la fel din containere, la Lețcani, a costat 13 milioane de euro. Cam așa face statul român, cam în acest mod construiește. Dacă, în primul rând, și cel mai grav e că nu respectă standarde. Dacă mergeți să vedeți cum arată spitalul modular construit de primărie, este îngrozitor și e șocant că banii noștri, atât de mulți, sunt folosiți în acest fel, în bătaie de joc, pentru că acolo este o bătaie de joc și acolo nici nu mai pot fi tratați pacienți acum, pentru că nu există încălzire, nu există instalații, nu-i nimic făcut cum trebuie, la fel și la Lețcani.
Asta nu, e un amănunt pe care nu-l știam. Deci nici la spitalul făcut de Primăria Capitalei... Știu că au pus niște paturi care funcționează în jur de, am înțeles, 100 de paturi, dar care sunt paturi pentru oameni cu, cu forme medii, dar e o mare problemă cu încălzirea. Și asta vă spun pentru că arhitecta noastră a făcut un audit al acestui spital, încercând să vadă dacă poate fi ameliorat. Concluzia ei a fost că nu ar trebui să se bage bani în acest spital, pentru că ar fi o pierdere și mai mare, este foarte prost construit și nu are nimic din ceea ce ar trebui să aibă un spital. La fel și la Lețcani, aceste spitale au fost făcute repede să dea bine la public și să ne putem lăuda cu ele, dar nu este șocant că nimeni nu răspunde pentru felul în care sunt făcute lucrurile pe banii noștri. Dacă e să comparăm aceste lucruri, de obicei, prețurile se mulțesc cu 2, cu 3, depinde cât de curajoși sunt oamenii care fac aceste proiecte. E interesant și aș vrea să văd măcar un spital care a fost dotat în România, să văd dacă vreodată cineva din acel spital s-a gândit la un indicator, ROI of investment. Ăsta e un lucru pe care l-am aflat și noi de la consultantul din Spania. În momentul în care vrei să achiziționezi un echipament, te uiți la câți pacienți pe zi tratează acel echipament, te uiți la cât consum de energie, de apă face acest echipament, cât te costă pe tine să întreții acest echipament și în cât timp îți scoți banii. Asta e un lucru despre care noi n-am auzit înainte, nu pentru că n-am construit spitale, ci pentru că nu așa se fac achizițiile în spitalul de stat. Înainte de ROI-ul ăsta, probabil că aveți cunoștință de aparatură medicală achiziționată care stă în debarare despre prin spitale. Deci câți pacienți tratează pe zi? Ați văzut sigur lucrul ăsta? De văzut cu ochii noștri, n-am văzut aparatele care stau, că dai seama că nu ni le arată nimeni, dar de auzit exemple am auzit și știm că există cu siguranță și bănuiesc că și acum în pandemie s-au făcut niște achiziții, unele dintre ele absolut aberante și fără... Dar știu și un exemplu concret despre programul cu Banca Mondială al Ministerului Sănătății de dotare cu aparate de radioterapie a spitalelor de stat, în care noi nu am putut intra dintr-un motiv simplu. Copiii nu sunt eficienți. Deci nu e eficient să tratezi copiii bolnavi de cancer prin radioterapie. Da, pentru că ei sunt puțini și de aceea noi vom trata în clinica noastră și adulți, tocmai ca să faci compartimentul eficient. Are sens. Și am aflat că echipamente aduse prin programul cu Banca Mondială au stat și un an de zile până să fie date în folosință. Echipamente care în radioterapie costă milioane de euro. Și pentru care pierzi garanția. Adică... Și pentru care pierzi garanția după 2 ani, iar tu un an îți permiți spitalul oncologic să stai cu el fără să-l folosești în condițiile în care pacienții n-au unde se trata. Bun. Haideți să vedem ce se va întâmpla în momentul în care acest spital va deveni operațional. Câți copii se vor trata? Înțeleg că vor veni și adulți. Cum va fi primirea pacienților, vor exista camere speciale pentru părinților, pentru aparținători, cum va funcționa acest spital? Lucrăm din punctul de vedere al pacienților. Ce vor găsi pacienții în momentul în care veți deschide spitalul acesta? Lucrăm în acest moment la un proiect medical, așa se numește, în care se stabilesc fluxurile, modul în care se face admiterea pacientului în spital, care sunt pașii pe care îi urmează. Dar totul, spațiile toate sunt gândite în așa fel încât și părinții și copiii să aibă tot ceea ce au nevoie și personalul să se simtă acolo ca într-un mediu în care îți face plăcere să te duci să muncești. Vor fi într-adevăr tratați și adulți, dar doar în secția de radioterapie. El este un spital pentru copii, exclusiv pentru copii. Secția de radioterapie, tocmai pentru a o face eficientă, va trata și adulți și nu doar pentru a o face eficientă, ci pentru că este o mare nevoie în piață. Un aparat de radioterapie poate să trateze până la 80 de pacienți pe zi. Este pe lună, scuze, nu? Pe lună. Nu, pe zi. Pe zi, așa. Dintre aceștia vom face pe ore, deci copiii vor veni într-un anume interval cu un circuit separat, adulții după aceea, va fi o organizare de acest fel, dar lucrăm încă la toate aceste detalii, astfel încât până la momentul punerii în funcțiune totul să fie
să fie foarte bine organizat. Și totul va fi gratuit, da? Și totul va fi gratuit, este un spital de stat. Și sperăm să putem implementa cu specialiștii din străinătate niște proceduri prin care pacientul să știe exact ce l-așteaptă. Pentru că în momentul de față e extrem de umilitor că te duci într-un spital, afli că ai această boală grea sau poate o alta, că sunt foarte multe boli greu de gestionat, și afli doar atât, că ești foarte bolnav și nu știi ce te așteaptă mâine, peste o săptămână, peste o lună. Asta e un lucru extrem de grav pentru psihicul pacientului și pentru tot haosul care este într-un spital. De aceea vrem să procedurăm lucrurile acestea, iar pacientul să afle ce îi se întâmplă pe parcurs, ce îi se întâmplă, sigur, din punct de vedere statistic, pentru că lucrurile pot să se ducă în multe direcții. Uitați, am vorbit foarte mult despre ce nu funcționează în sistemul de sănătate. Sunt însă medici, personal, medical, care își fac treaba. Știu foarte bine meserie. Au dorința firească de a lucra într-un mediu în care ceea ce au învățat, ceea ce învață permanent, să pună în practică. Până la urmă e și interesul lor să salveze vieți. Dați-ne și astfel de exemple, de medici, poate chiar și zona administrativă, de management în spitale, care funcționează și care ar avea nevoie doar de astfel de proiecte pentru a-și face treaba la standarde înalte. Cu siguranță există medici care își fac treaba și care vor să-și facă meseria foarte bine și trebuie să recunoaștem că a fi medic în România nu e ușor, pentru că dacă în afară un medic pur și simplu vine și se ocupă strict de pacient și nu are altă grijă și nu-l interesează dacă are medicament, dacă are echipamente, dacă are cu ce să-și facă treaba, în România medicii adesea se ocupă și de partea asta, inclusiv administrativă, inclusiv să ceară, inclusiv să scrie ONG-urilor că să ceară ajutorul, lucru care s-a întâmplat mai ales în pandemia asta, am primit sute de astfel de mesaje. Există și zona de management și trebuie din nou să spunem că în ceea ce privește colaborarea noastră cu Spitalul Marie Curie, cu managementul Spitalului Marie Curie, a fost una foarte bună și să recunoaștem că dacă n-am fi avut această colaborare, ar fi fost aproape imposibil să reușim să facem acest proiect. Noi sperăm că în acest spital vom avea parte de acești medici și există și în Spitalul Marie Curie medici care fac lucrurile cum trebuie. Dar cred că foarte important e ca tu acestui personal medical, medicilor, asistentelor, să le asiguri suport. Și e un lucru pe care l-am învățat tot în spitalele din America. Când ei lucrau și am văzut acest proiect implementat în fața noastră, la calitatea și siguranța pacientului. Practic, ei consideră că în momentul în care cineva din spital greșește pentru că tot ce se întâmplă în spatele lui i-a permis să greșească. Și atunci acel lucru trebuie schimbat. Și era un simplu exemplu când o asistentă a vărsat pe tastatura ecografului o cafea, ceea ce a scos ecograful din funcțiune vreo două zile, ceea ce a creat cozi de așteptare pentru pacienți, ceea ce e un lucru grav. Ei schimbau aceste lucruri mici, ajungeau și la lucruri foarte mari privind rata infecțiilor și cum reușeau să reducă, tocmai gândindu-se la faptul că dacă omul acela greșește e pentru că ceva în spatele lui l-a făcut să greșească și trebuie schimbat. N-a fost bine așezat ecograful, asta era soluția, au mutat ecograful și au dat seama că se poate repeta. Într-un spital în care tu vii să asiguri suportul pentru acești oameni cu siguranță vor lucra mult mai bine și mai eficient decât o făceau înainte și au timp să se gândească și să discute cu pacientul mai mult. A spus la începutul acestui proiect, vrem să dovedim că aceasta nu este țara lui nu se poate. Avem o perioadă post-alegeri în care am văzut că mare parte din populație nu a venit la vot. Prilej pentru mulți să comenteze asupra atitudinii civice a cetățenilor acestei țări. După dumneavoastră, care sunteți foarte implicate, ce înseamnă să fii un bun român și un bun patriot? Nu știu, pe noi asta cu bun român și cu bun patriot, sincer, nu prea. Nu e ceva care să ne motiveze, pentru că nu cred că în această notă gândim lucrurile. Noi, în primul rând, trebuie să ne gândim cum am vrea să fie în jurul nostru și cum ar trebui să lăsăm noi țara asta copiilor noștri. Pentru că ce facem noi azi contează enorm peste
pentru ce se va întâmpla cu copiii noștri peste 20 de ani. Faptul că noi astăzi n-am ieșit la vot, că așa am crezut că e mai bine, va impacta viața copiilor noștri. Și dacă pentru părinții noștri este prea târziu să mai schimbăm ceva, pentru copiii noștri e încă posibil. Oamenii n-au ieșit la vot, mulți pentru că auzim lucrul ăsta că n-am cu cine vota sau toți sunt la fel. Nu, nu sunt toți la fel, așa cum noi nu suntem toți la fel. Unii suntem mai implicați, alții mai puțin implicați. Din acei oameni care sunt acolo, cu siguranță putem alege ceva. Noi credem că nu despre patriotism e vorba, ci despre a fi cetățean. Și tu, dacă ești cetățean, ai pretenția ca cei din guvern, din administrație, să-și facă treaba. Dar pentru că să ai această pretenție ca ei să-și facă treaba, cred că primul care trebuie să-și facă treaba e cetățeanul. Iar treaba cetățeanului este să meargă la vot, să-și păzească votul, adică să se uite ce face politicianul după ce l-a votat, să-l tragă la răspundere, să-i ceară socoteală, să scrie și să sune pe politician. Noi nu avem acest exercițiu. Când vom învăța să-l facem constant, consecvent, cu siguranță politicianul român va deveni mai bun. Dar asta depinde doar de noi. Eu cred că despre asta e vorba. Și da, dacă zicem că suntem buni români, ca să fim buni români, trebuie să fim buni cetățeni. Deci cetățeanul implicat, de fapt, este definiția... Da, iar lehamite ar trebui să o gândim în termenii ăștia. Ce ar fi dacă atunci când ne ducem în spital, un doctor nu ne-ar trata pentru că nu suntem perfecți? Deci cred că când alegi un politician, nu te uiți ca el să fie perfect, te uiți să fie unul din cei mai buni dintre care tu poți să alegi și te uiți să-l faci mai bun pe parcurs, pentru că să dai feedback e singura modalitate prin care tu poți să schimbi un sistem. Nedând niciun feedback și stând în banca ta și fiindu-ți lehamite, nu vei schimba nimic din jurul tău. Luăm o ultimă pauză și ne întoarcem pentru finalul acestei discuții. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors. Finalul discuției de astăzi. Carmen Uscatu și Ioana Gheorghiu sunt invitatele zilei. Domnilor, de la începutul acestui proiect și în toate proiectele pe care dumneavoastră le-ați construit împreună, ați făcut apel la cetățeni. Nu v-ați uitat către statul român, ci ați făcut apel la cetățeni. V-au dezamăgit românii în anii ăștia? Nu ne-au dezamăgit cetățenii, absolut niciodată. Din contra, cred că oamenii care donează au început să înțeleagă că acest spital, noi facem un spital, acest proiect nu se va finaliza într-un an, 2, 3, 5, el va fi o investiție continuă. Pentru că trebuie să admitem că lucrurile care se fac în România se fac și se lasă baltă apoi. Ele trebuie întreținute, ele trebuie crescute. Întotdeauna trebuie să gândești un pas înainte. Și da, oamenii nu ne-au dezamăgit pentru că ne-au susținut, ne susțin cu donații recurente prin SMS la 8864 cu mesajul spital și avem aproape 10 milioane de euro strânși în 4 ani de campanie din aceste SMS-uri. Ne susțin cu o donație recurentă pe dăruieșteviață.ro și peste 4.000 de companii au încheiat contracte de sponsorizare pentru construcția acestui spital, tot pe această platformă dăruieșteviață.ro, despre care chiar astăzi mi-a spus un sponsor că dacă așa ar funcționa lucrurile și la stat, atât de transparent și atât de rapid ai reușit să plătești banii ăștia, ar fi extraordinar. Și le mulțumim pentru asta. Vă mulțumim și noi foarte mult pentru că astăzi ați venit în fața ta, Florin, îți mulțumesc și ție, domnilor, domnilor. Numai bine, ne revedem!